pregătim o pastă de jumeri. Pentru asta avem nevoie de 400 de grame de jumeri, 4 ouă, o ceapă potrivită, din muștar putem pune 2 lingurițe după gust, sare și un pic de piper. Pentru asta o să dăm jumerile prin mașina de tocat împreună cu ouăle. După aceea tocăm ceapa mărunt, mărunt, mărunt și le amestecăm pe toate. Am crezut că bagi spate ele. Hai că aproape de final că mai termin asta. Așa de ce ouăle. Dar vezi că alea trebuie să le tai. Că nu intră așa. Poți să dai și ceapa să dai, dacă vrei. Am dat ouăle, ceapa și jumerile prin mașina de tocat. Acum adăugăm puțin piper după gust. Așa. Un pic de sare, tot după gust. Punem puține și după aceea, după gust, mai încercăm. Și o lingură de muștar dulce sau muștar iute, dacă vă place. Toate acestea se amestecă. Se încorporează bine, bine toate ingredientele, după care gustăm și în funcție de gust mai se adaugă sare, piper și un pic de muștar să nu fie grețoase. Și se poate servi pe felie de pâine alături de un ceai sau cu roșii, sau cu pasta noastră este gata și se poate servi așa pentru o cină rapidă. Este, se servește cu ceai, poate să fie servite simple, poate să fie fără roșii, cum doriți. Poftă bună, vă doresc!